Asta e o prostie. Deci e o prostie din partea guvernului. Ce treabă are autostopiștii care se urcă? Cum am eu, aștept o oră să-mi vină maxi-taxi, nu? Și pot să mă duc, eu găsesc o ocazie, bine, nu obligă nimeni pe nimeni. Deci e o prostie din partea guvernului. Păi ce poți să-i faci de omul ăla? Cum dovedești că e? Păi cum, aici e problema, cum dovedește că... Normal că m-ar deranja, că fiecare ar vrea să mai ia și el, eu știu, pe cineva în mașină, să mai plătească și el pentru benzină, ce să spun la urma urmei? Nu e corect. Păi nu e corect, pentru că uitați, de exemplu, eu acum viu după tura de noapte, da? Sunt și operată, trebuie să mă duc la copii să taie și ei porcul. Și stau aici și îngheț, mă duc acolo înghețată măr. Amenzile sunt între, pe care le propun, sunt între 1000 și 5000 de lei. Groaznic, înfiorător. Este raportat la câștigurile din țara asta, este înfiorător. Dar care credeți că este urmarea pe care o va avea această prevedere dacă va intra în funcțiune? Nu cred că va intra. Cred că își vor da seama la timp și că e o aberație și se va limita. N-au posibilitatea de verificare asupra chestiunii ăștia. Cum? Că pasagerul poate să spună că nu i-am dat, deși a oferit banii ăștia. Nu? Pasagerul pe care l-au la iamă. Deci considerați că e greu de verificat situația? Sigur că da. Mai rău ar fi dacă i-ar amenda. Că dacă îi amendează, vă dați seama că săracii nu mai opresc. Și noi stăm și înghețăm, mai ales și cu copii. Care credeți că vor fi urmările dacă se aplică această prevedere? Păi tot să ia la ocazie, dar nu știu, plătește oamenii vinovați, niște bani, niște amenzi aiurea. Un om poate să ajute pe cineva ca să ia la ocazie și el îl amendează dacă îl oprește mai încolo. Deci e o prostie, ce să vă spun. Dumneavoastră luați des ocazia? Da, mai au și ocazie, iau și ce-mi vine la mână, ce-mi cade mai întâi, să ajung mai repede la și foarte bine ce. De nu te obligă să te urci, numai dacă vreți. Da. Și de ce folosiți ocazia? De ce folosiți? Faceți autostopul când faceți? Păi mă duc la muncă și ajung mai repede. Ajung mai repede cu ocazia. E un proiect bun, pentru că ne fură pe noi, mai pe scurt. Noi care plătim licențe și așa mai departe, traseu și mergem cu mașina goală. Și cei care fac piraterie cu DL 8+1, deci cei care cu 8+1, cu microbuze de 8+1. Da, păi și de la Focșani, de exemplu, eu am venit cu 4 călători și cei care vin pe negru îi fură.